Bună ziua, prieteni! Bine v-am găsit la un nou vlog jurnalistic. Pentru că am văzut interes din partea voastră, continui cu un vlog din categoria Ce se întâmplă în Rusia. Astăzi vă povestesc despre două filme, două reportaje sau puteți să le spuneți două documentare interesante de pe YouTube-ul rusesc. Au făcut valuri și v-am lăsat linkurile în descriere. Sunt despre Putin și despre Crimea. Să începem! Cu fondatorul la închisoare sau în pragul morții, cu aproape toate conturile blocate, cu sabia justiției deasupra capului și pe punctul de a fi trecut în rândul organizațiilor teroriste, FBK, adică Fondul Luptei împotriva Corupției al lui Navalny, reușește să scoată un nou film despre Putin. Acesta face senzație pe YouTube-ul rusesc. Este ceea ce numim în trendurile YouTube-ului. Filmul făcut de FBK este despre un alt palat al lui Putin, dar trebuie să vă avertizez din capul locului că nu se ridică la amploarea filmului despre palatul lui Putin de la Marea Neagră. Poate că se simte lipsa lui Navalny, poate că oamenii lui Navalny nu au avut timp și nici capacitate să investigheze mai mult, să cerceteze acest subiect mai mult, ori pentru că noul palat al lui Putin este mai curând o dacia, o dacia impunătoare din rusă, Dacia, înseamnă vilă. Ce vor să demonstreze aliații lui Navalny cu noul film? Ceea ce declară, de fapt, chiar la începutul mini-documentarului, că Putin este un împătimit al luxului, chiar dacă apare la televizor ca un adept al ascetismului. Oficial, distracția lui este aproape călugărească. Îl vedem luând taiga rusească la picior, pescuind sau culegând ciuperci, citind, făcând sport, Neoficial, totul ar fi o propagandă, susțin inamicii președintelui rus. Ca să demonstreze acest lucru, au investigat vila de protocol pe care o are în Valdai, o zonă aflată la mijlocul distanței dintre Moscova și Sankt Petersburg, adică fostul Leningrad. Curioși de faptul că vila respectivă este mereu ascunsă de ochii publicului, au ridicat o dronă și au cercetat-o de la înălțime. Membrii FBK susțin acum că, în afară de Casa de Protocol din Pitoreasca, pădure rusească, în apropiere mai există niște acareturi noi care i-ar face invidioși pe cei mai bogați miliardari ai lumii. Lăsând la o parte terenurile de joacă, frumoasele căsuțe tipic rusești, o biserică în cistea sfântului Vladimir și tot felul de case, accentul în acest documentar se pune pe ceea ce oponenții lui Putin numesc spaul personal al președintelui rus. Au prezentat și niște planuri, niște schițe ale clădirii noi și impresionante. Dacia are câteva etaje la suprafață, două etaje în subteran și este tixită de tot ce își dorește un om de la o viață de lux. Sală de concerte, sală de biliard, sală de jocuri de noroc. Spectaculoase sunt însă serviciile spa. Există de pildă un sistem de criogenie pentru întinerire corporală. Mai există și un fel de piscină cu apă atât de sărată, că nu te scufunzi, ci plutești ca într-un nor de puf, uitând de grijele momentului, spun oponenții lui Putin. Nu știu cât de adevărate sunt aceste informații, este greu de crezut că ar putea să le confirme cineva oficial, nici precedentul palat nu a fost recunoscut de Kremlin, care a declarat prin gura purtătorului de cuvânt că respectiva clădire de la malul Mării Negre nu este a lui Putin. Să trecem, dar la al doilea material spectaculos de pe YouTube-ul rusesc. Este despre Crimea și a fost publicat uh, cu doar câteva ore după primul material despre care v-am vorbit. De data asta, aparține unor jurnaliști critici regimului de la Kremlin. Este vorba de jurnaliștii de la redacția care au mers în Crimea. Au vorbit cu oamenii, cu autoritățile care, desigur, au dorit să ofere interviuri, și au punctat care sunt cele mai mari probleme ale peninsulei după anexare. O să încep cu o parte bună. Crimea a beneficiat după anexare de un flux financiar fără precedent. Au venit bani de la statul rus, au venit bani de la celebrii oligarhi ruși, ceea ce este uneori cam același lucru. Au început să se construiască mai multe clădiri noi, mai ales pe malul Mării Negre și în centrele orașelor mari de pe malul Mării Negre. Problema este că aproape toată lumea spune că viața în Crimea s-a scumpit după ce a trecut forțat de la Ucraina la Rusia. În primul rând s-au scumpit casele. Puțini își mai permit acum să cumpere o locuință dintr-un salariu simplu la un moment dat, o asistentă dintr-o policlinică de stat este întrebată ce salariu are și spune mulțumită că ridică lunar 18.000 de ruble, ceea ce ar însemna cam 200 de euro. Cel puțin atât costă pentru comparație și o chirie în orașele mai mari din Crimea. Este vorba de Feodosia, Simferopol, Ialta. Crimea, din păcate, este și în pragul unor catastrofe ecologice. Mai toate sunt provocate, cum ne așteptam, de om. Natura nu a dat apă din belșug peninsulei, Ucraina nici atât, în special după anexare. Canalul care aducea apă din Ucraina spre Crimea a fost aproape secat de ucraineni. Prin urmare, apa din casele oamenilor este de o calitate execrabilă. Mai există o problemă cu deversări de ape menajere direct în Marea Neagră. Cel puțin asta arată jurnaliștii în documentar. Vedem de pildă un adevărat râuleț care iese dintr-un oraș, un oraș de peritoral, și care a fost botezat ironic de localnici, în rusă sună Recica Vaniucica, ceea ce în română s-ar traduce ca pârâul puturos. O altă problemă a Crimeei este izolarea de restul lumii. În special oamenii de afaceri nu pot importa și exporta mai nimic din cauza mai multor sancțiuni aplicate acestei zone, dar și Rusiei. Pe peninsulă nu poate fi folosit telefonul pentru plata online ca să scoată bani de pe card, mulți urcă în mașini, traversează uriașul pod construit de ruși, podul respectiv leagă Rusia de Crimea, cu siguranță l-ați văzut la știri. Marile branduri nu și-au deschis afaceri în peninsulă, astfel că nu există KFC, nu există Starbucks, dar oamenii se descurcă, antreprenorii locali au deschis CFC, Crimean Fried Chicken sau Stardax. Au dispărut turiștii ucraineni, însă au apărut cei ruși. Perla turismului o reprezintă Ialta, localitate de pe malul Mării Negre. Știți deja de la istoric că acolo a fost redesenată harta lumii după al doilea război mondial de către Stalin, Roosevelt și Churchill. Doar că în oraș se construiește haotic, vorbim de Ialta. În oraș dar și în alte orașe corupția este în floare, iar oamenii sunt parcă tot mai răi, spune cineva intervievat în documentar. Un activist rus din Crimea mai spune că dacă se împărțeau banii direct locuitorilor, poate că o duceau mai bine, își reparau drumurile, își cumpărau mașini, case. Cei care conduc peninsula au buzunarele prea largi, se plâng unii locuitori de corupția omniprezentă. Cu toate acestea, spun jurnaliștii ruși, populația ar susține în continuare anexarea. Putin este popular în rândul populației din Crimea, care se adresează lui de fiecare dată când li se întâmplă ceva rău, sperând să fie auziți de Kremlin. Niciunul dintre cei intervievați nu a spus că s-ar opune sau s-ar fi opus anexării. Apropo, în Crimea apar monumente în cinste anexării, de pildă monumentul soldaților numiți Vejului Văieliudii, adică oameni amabili, cei care au cucerit Crimea acum șapte ani. Dragi prieteni, acesta a fost vlogul de astăzi. Nu uitați să vă abonați și pentru alte vloguri ale subsemnatului. Pa!